Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Informații cu caracter sportiv despre volei. Anul 2 de instruire. Tema se adresează clasei a 6 -a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, aplicarea pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare în condițiile adaptării acestora. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri, și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează: respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume serviciul de sus din față, preluarea serviciului de sus din față, ridicarea înainte, atacul pe direcția elanului, Model de joc 6 la 6 fără specializarea pe zone și pe posturi, cu ridicător în zona 3, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 6 la 6, cu ridicător în zona 3, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac, ridicare înainte din zona 3 spre zona 4, ridicare înainte din zona 3 spre zona 2, atacul pe direcția elanului din zona 2 informații cu caracter sportiv, noțiuni privind organizarea atacului în condiții specifice celor două structuri de joc după preluarea serviciului și după preluarea atacului, cunoștințe privind regulile de joc, rotația jucătorilor, acordarea punctului, greșel la serviciu, greșel la fileu. Știați că William G. Morgan a rămas în istorie ca inventator al jocului de volei care l-a început în anul 1895, a fost numit Mintonet, Știați că descriind primele sale experimente, Morgan spunea, în căutarea unui joc adecvat m-am orientat la început spre tenis, dar pentru aceasta era nevoie de rachete, mingi, fileu și alte echipamente, așa că a fost eliminat, dar ideea fileului mi s-a părut una bună. Astfel, în anul 1895, el a ridicat fileul la o înălțime de 1,98 m de la sol, chiar deasupra capului unui om de înălțime medie. Avea nevoie de o minge și printre cele care au fost încercate a fost și una de basket, dar aceasta era prea mare și prea grea. În final, după mai multe încercări, mingea era acoperită cu piele, cu o cameră de cauciuc în interior, circumferința sa era între 63,5-68,6 cm și greutatea sa era între 252-336 de grame. Știați că în anul 1896 denumirea de mintonet a fost schimbată în voleibol? Știați că în Europa voleiul ajunge în anul 1915 adus de soldații americani care au luptat în primul război mondial? În anul 1918 numărul de jucători din fiecare echipă a fost restabilit la 6 și s-a decis ca jucătorii să se rotească înaintea serviciului? În anul 1920 au fost instituite regula celor trei lovituri pentru o echipă și atacul din linia a doua. În anul 1930 s-a jucat pentru prima dată voli pe plaje cu doi jucători. Din anul 1935 atingerea fileului este considerată greșeală. Știați că din anul 1942 mingea putea fi jucată cu orice parte a corpului de la genunchi în sus? Știați că din anul 1947 s-a înființat oficial Federația Internațională de Voleibol? Din anul 2020 aceasta are ca membre 222 de federații naționale? În anul 1948 la Roma s-a ținut primul campionat european de volei, în același an s-a ținut primul turneu de volei pe plajă cu doi jucători. În anul 1952 s-a desfășurat la Moscova primul campionat mondial de volei feminin. Din anul 1964 Tokyo voleiul a fost introdus la jocurile olimpice? Din anul 1996 Atlanta voleiul pe plaje cu doi jucători a fost introdus la jocurile olimpice? Știați că din anul 2000 s-a trecut de la 15 la 25 de puncte pentru câștigarea unui set? Iată principale rezultate obținute de România, echipele naționale de seniori pe plan mondial. La feminin și la masculin. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare, se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii, în plus față de contactul blocajului, pentru a o retrimite în terenul advers. Echipa poate fi alcătuită din maxim 12 elevi, dintre care 6 se află pe terenul de joc. Fiecare echipă are un capitan. Când mingea este afară din joc, capitanul este singur autorizat să se adreseze arbitrilor. Elevii care nu sunt în joc trebuie să stea fie așezați pe banca pentru rezerve a echipei lor, fie în aria lor de încălzire. Echipamentul elevului se compune dintr-un tricou cu numere de la 1 până la 20, short, șosete și pantofi de sport. Este interzis să fie purtate obiecte care pot să provoace accidentări sau să ofere un avantaj artificial elevului. Pozițiile în teren pot fi în linia 1, poziția 2 în față dreapta, 3 în față centru, 4 în față stânga și în linia 2, 5 în spate stânga, 6 în spate centru și poziția 1 în spate dreapta. Greșeli în jocul cu mingea. 4 lovituri. O echipă lovește mingea de 4 ori înainte de a o retrimite. Ținută: mingea este prinsă și sau aruncată, mingea nu ricoșează din lovitură. Lovitură ajutată: în interiorul ariei de joc, un elev se sprijină pe un coechipier sau pe orice structură sau obiect exterior cu scopul de a lovi mingea. Dublu contact: un elev lovește mingea de două ori succesiv sau mingea atinge succesiv mai multe părți ale corpului său. Întreruperile de joc Singurele întreruperi de joc regulamentare sunt timpii de odihnă, 30 de secunde și înlocuirile de jucător. Fiecare echipă are dreptul să ceară un număr de maxim, 2 timp de odihnă și 6 înlocuiri de jucători într-un set. Doi sau mai mulți elevi pot fi înlocuiți la cerere în cursul aceleași întreruperi de joc. Întreruperile de joc regulamentare pot fi cerute numai de către profesor sau în absența lui de către capitanul de echipă. Un elev din formația de start poate ieși din joc și reintra, dar numai o singură dată într-un set și numai în poziția pe care el o ocupa anterior în formația de start. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.